Astăzi deschidem dispensarul comunal din Tomnatic. Este un proiect PNDL3, un proiect care a costat în jur de 1 milion de euro. Avea toate facilitățile, avem în jur de vreo 7 sau 8 cabinete, sunt enumerate afară, nu le mai enumer și eu. Avem toată aparatura necesară pentru, atât pentru locuitorii comunei Tomnatic, cât și pentru toată zona care se apropie de noi. Primăria comunei Tomnatic pune accentul pe sănătate. Edilul Vasiu Stoian a ținut ca cetățenii comunei pe care o cârmuiește să aibă parte de cele mai importante specialități chiar la ei în localitate. Centrul medical, pe lângă faptul că va trata locuitorii din Tomnatic, dar și pe cei din proximitate, dă celor care locuiesc în comună locuri de muncă în plus. Este o bucurie pentru mine astăzi să vin aici la inaugurarea Policlinicii și Centrului Medical din Tomnatic. Este un proiect pe PNRR și un exemplu de bune practici la nivelul județului nostru. O să intre într-un circuit în care o să devină un proiect pilot și la nivel guvernamental pentru care să poată să depună pentru un asemenea proiect și alte localități din țară. Și cred că este binevenit pentru toată această zonă, pentru că va deservi atât cetățenii din Tomnatic, cât și localitățile aparținătoare și din zonă, iar și din punct de vedere social, prin deschiderea acestui cabinet o să se creeze și locuri de muncă. Înțeleg că deja sunt cetățeni din Tomnatic care și-au găsit un loc de muncă aici la centrul medical. Cel mai important lucru este că 90% din consultații sunt 100% gratuite dacă pacienții vin cu trimitere de la medicul de familie. Vom începe cu specialitățile pe care le avem și în contract cu Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă ortopedie și traumatologie, endocrinologie, psihiatrie, diabet. Astea sunt specialitățile de bază și vom încerca să facem contracte cu Casa de Asigurări. Luna aceasta cred că le și finalizăm cu radiologie digitală pentru pacienții noștri, dar și radiologie dentară, pentru că, după cum știți, avem în cadrul clinicii și cabinete de stomatologie, unde vor lucra doi colegi de noștri medici stomatologi, ceea ce înseamnă că dacă pacienții acestora au nevoie de radiografii dentare, avem posibilitatea să facem chiar radiografii panoramice pe zona de medicină dentară. Deci și radiologie digitală pentru membrele pelvine și membrele superioare, dar și radiologie dentară. Așadar, iată, oamenii din Tomnatic, dar și din proximitatea localității, nu mai sunt nevoiți să meargă, de exemplu, până la Timișoara pentru a-și rezolva o asemenea problemă medicală. Noi încercăm să acoperim toate serviciile medicale care le considerăm a fi necesare pacienților noștri, mai ales din zona rurală. De aceea am și adus în zona aceasta cabinete de stomatologie, medicina dentară și partea de igienă a medicinii dentare este importantă și o considerăm importantă. De aceea și insistăm pe această parte. Și pe lângă toate aceste lucruri, specialitățile pe care vi le-am spus lucrează cu Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul, dacă se prezintă cu bilet de trimitere, card de sănătate și buletin, beneficiază de investigații, de tratament și de consult în mod gratuit, toate intervențiile și toate costurile fiind suportate de Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul nu va trebui să achiziționeze sau să achite niciun serviciu de acest gen. Primele consultații vor începe la mijlocul lunii august.